citești des, îmi pare rău, și apoi te trezești că repeti aceleași acțiuni pentru care ți-ai cerut iertare. Cel mai indicat este să renunți în acest caz, să-ți mai ceri scuze, pentru că sunt doar vorbe spuse în vânt, fără să fie urmate de acțiuni concrete diferite. În loc să-ți ceri scuze, dacă chiar îți pasă de partener, te invit mai degrabă să faci următorul exercițiu. Când îți vine să-ți ceri scuze, mai bine conștientizează acțiunea ta pentru care ajungi în acest punct și verbalizează asta celuilalt. De exemplu, am realizat acum că te deranjează când întârziem din cauza mea. Astfel, celălalt se simte cu adevărat înțeles. Apoi, este important să continui spunând ce acțiune vei face data viitoare când ajungi în aceeași conjunctură. De exemplu, data viitoare, când mai avem de mers la oră fixă undeva, o să-mi iau în calcul jumătate de oră în plus ca să mă pregătesc, astfel încât să nu te mai pun în postura de a te simți groaznic din cauza întârzierii mele. Și cel mai important, când ajungi din nou în acea ipostază, e foarte bine să faci ce ai spus. Altfel, îți pierzi complet credibilitatea în ochii celuilalt. Sunt Elena Paula Știbei și te susțin să-ți creezi corpul și viața pe care le dorești.